mulțumesc, Mircea Grava, sunt președintele filialei Alba Iulia Retromobil Club România. Ne aflăm astăzi la un eveniment deosebit, respectiv Retroparada Primăverii. Se desfășoară sub patronajul Retromobil Club România. Se desfășoară pe întreg teritoriul României, respectiv în aproximativ 28 de orașe și municipii din țară. Retromobil Club România, pentru cine nu știe, este asociația posesorilor de vehicule istorice și a pasionaților, bineînțeles. Ca să vă spun ce înseamnă vehicul istoric. Vehicul istoric pentru noi și pentru normele în vigoare, deci normele tehnice ale Registrului Auto Român, care este normal autoritatea în domeniu, înseamnă un autovehicul care are cel puțin 30 de ani de la data fabricației. Bineînțeles că aceasta este doar o condiție. Zic eu, condiția primordială în afară de această vechime este faptul că, sau ar trebui să fie faptul, ca aceste autovehicule să arate cât mai impecabil. Dacă le vedeți, ați văzut că sunt mașini de 40, de 50, de 60 de ani chiar, care arată ca și când au ieșit pe poarta fabricii. Avem cam toate mărcile cunoscute în gen, în special Volkswagen, Mercedes, avem Jaguar, avem Ford, Fiat, Lincoln, BMW, Packard și, bineînțeles, Cutia noastră națională, Dacia 1300, Dacia 1300 Break. O să vă spun că este o pasiune frumoasă. La nivelul filialei Alba avem 42 de membri și în jur de peste 150 de mașini istorice. Ele nu pot fi expuse de fiecare dată la Retroparada toamne sau primăverii datorită spațiului și datorită faptului că unele dintre ele, vă dați seama că au o vârstă, necesită întreținere, necesită restaurare și atunci multe dintre ele se află prin ateliere de tinichigerie, de vopsitorie la acest moment. Sperăm ca în toamnă, respectiv spre finele lunii septembrie, să prezentăm mai multe mașini și mai variate din punct de vedere al mărcii și tipului, inclusiv ca și o, mă rog, premieră, o să avem prezent aici și două camioane românești și un autoutilitar tip TV14, care sunt destul de rare și practic ele nu se mai văd pe șoselele din România. Este costisitoare acest hobby? Destul de costisitor, în sensul că dacă ai o mașină, să zicem, dau un exemplu, Jaguar sau un Bentley sau... Normal că la nevoie, deci când trebuie înlocuită o piesă, costă, pentru că sunt mașini care au fost scumpe la vremea lor, deci au fost mașini de top, au fost mașini exclusiviste și normal că după 50-60 de ani piesele se găsesc tot mai greu și chiar dacă se toarnă sau se fabrică, au un preț, cost, care nu este cost ca la o mașină uzuală. Care este cea mai frumoasă? Care este cea mai frumoasă mașină și mai performantă din acest? Puneți o întrebare grea. În primul rând, toate sunt frumoase. Cea mai performantă este acel Ford Mustang, care este American Dream, deci este visul oricărui tânăr american din generația de aur. Are un motor de 6.000 de centimetri și peste în jur de 170 de cai putere. Apoi este acel Jaguar X, care de asemenea are un motor 12V, foarte puternic. Acum, ideea este că o întrebare
întrebare stânjenitoare pentru un colecționar și un posesor de vehicul istoric este cât consum. Sper că nu mă întrebați. Așa de... Păi ce să vă spun? Pentru curios. Aceste mașini sunt dotate cu motoare clasice. Motorul clasic însemnând acel motor pe carburator. Unele au chiar carburator dublu corp sau quadru corp, deci cu patru camere. Vă dați seama cam cât poate consuma o mașină de asta. Deci, ce să vă spun eu, între 15 litri și 30 de litri la 100 de kilometri. Bine, mulțumim frumos, succes în continuare. Mulțumim, vă așteptăm și la retroparada toamnă.